Coral este un grup de companii înființat în anul 1992. Am început inițial cu partea, colegii mei au început inițial cu partea de execuție, de partea de consultanță în execuție și ulterior s-a dezvoltat partea de property și facility management la sfârșitul anilor 90, când fondurile mari de investiții și dezvoltatorii imobiliari din afară au început să vină în România și atunci nu erau practic firme de mentenanță dezvoltate, de facility management în țară. Compania s-a transformat într-un grup de companii, s-a adaptat și s-a creat divizia asta de property și facility management despre care discutăm și astăzi. Acum portofoliul este unul complex, iar diferențele sunt uriașe comparativ cu anul 1992, mă gândesc. Bineînțeles, da, și provocările sunt mai mari și clienții noștri sunt mai bine pregătiți, din ce în ce mai bine pregătiți. Proiectele sunt mai complexe din punct de vedere tehnic, dar și al cerințelor. Au apărut certificările BREEAM și LEED de sustenabilitate, politicile de CSR și tot ce trebuie să ținem cont pentru a opera cât mai bine într-o clădire. Hai să vorbim puțin de zona asta de sustenabilitate, că e extrem de interesantă și actuală, a devenit un trend, a devenit o normalitate, mai bine zis. Așa este. Aproape toți clienții noștri mari au o politică de corporate social responsibility impusă și atunci noi trebuie să o respectăm. Noi intern avem o astfel de politică care vizează consumurile sustenabile de diverse apă, curent, gaz, utilizarea echipamentelor astfel încât să nu avem un impact foarte mare asupra mediului, mentenanța preventivă astfel încât să avem o predictibilitate a reparațiilor și a ce urmează să se întâmple. Da, este un domeniu destul de vast, pe foarte multe arii de activitate pe care încercăm să le combinăm într-un singur cuvânt, să spun așa. Care a fost perioada sau anul de boom pentru compania voastră? Au fost mai multe perioade. La noi, cumva, strategia de dezvoltare nu este una de tip high-low, high-low. Este o strategie crescendo, să spun așa, dezvoltare durabilă, astfel încât creștem și apoi consolidăm, după care creștem, consolidăm, creștem, consolidăm, astfel încât, na, în momentul de față administrăm cu succes peste 3 milioane de metri pătrați de proprietăți, de la toate tipurile de imobile, de la clădiri de birouri până la spații rezidențiale, hale de producție, hale de depozitare. Spune-ne cât de complex e să faceți asta posibil. Având în vedere faptul că noi deja avem experiența asta de peste 30 de ani în piață, nu mai avem foarte mari provocări, cu excepția, bineînțeles, clădirilor care vin din spate cu tehnologii noi și pentru care inginerii noștri trebuie să se adapteze astfel încât să facem față provocărilor tehnice, dar și ale cerințelor beneficiarilor care vin în spatele acestor provocări. Câți oameni sunt implicați? De regulă, într-un proiect de nivel mediu, să spunem, avem o echipă de management formată din două persoane și o echipă tehnică din aproximativ 4-10 persoane în funcție de cerințele clientului nostru, bineînțeles, și de bugetul lui. Corect, e foarte important de menționat. În momentul de față, câte proiecte aveți în desfășurare, să spun? În desfășurare avem aproximativ, cred că 40 de proiecte în momentul de față. Majoritatea clienților noștri sunt clienți mari, importanți, fonduri de investiții, dezvoltatori imobiliari importanți la nivel de Europa. Și atunci nu avem proiecte micuțe, să spun. Avem Unde proiecte. Sunt concentrate aceste proiecte? În București? Preponderent în București. Avem acoperire națională, avem proiecte importante imobiliare de office și în Cluj, Brașov, Timișoara, toate orașele importante din țară, dar preponderent ne concentrăm pe zona asta de București. Iar pentru viitor? Pentru viitor plănuim o expansiune la nivel internațional și vedem de aici cum... Ne poți da mai multe detalii? Da, este vorba despre extinderea serviciilor noastre de facility și property management în Arabia Saudită. Ok, există o piață interesantă acolo, cu anumite particularități, evident. Așa este, dificultățile de acolo vin cu, să zic, provocări noi, în sensul în care
acolo nu există iarnă, trebuie să te adaptezi la partea, să te specializezi pe partea de frig un pic mai mult din punct de vedere tehnic, iar al managementului este cu totul diferit pentru că nu se mai respectă nimic din Uniunea Europeană, din legislația românească sau cea europeană și atunci ei au împrumutate normative din alte țări în baza cărora operează. Încă este o piață foarte tânără, o piață în dezvoltare, motiv pentru care ne-am și îndreptat către această piață să fim pionieri, să spun așa, în zona respectivă. Office, rezidențial, industrial? Da, toate tipurile, acoperim tot. Și rezidențial, și office, și industrial, și avem și spații comerciale pe care le administrăm din punct de vedere al facility managementului. Îmi povesteai puțin mai devreme și despre o platformă. Da, în urmă cu 3 ani am început procesul de a crea o platformă de facility management de la zero. Am studiat de atunci opțiunile existente în piață și am ajuns la concluzia că nu era nimic care să fie adaptată cerințelor și solicitărilor noastre, să fie tailored, să zic așa, custom pe facility managementul așa cum îl facem noi. Okay. Și atunci am decis că facem o platformă de facility management in-house cu echipă de specialiști IT. Inițial am estimat că o să dureze aproximativ un an cu teste și așa mai departe. Suntem acum la finalizarea ei, deja implementăm în proiectele noastre existente, dar suntem deja în anul al treilea. Dar ce presupune mai exact? Este o platformă de tip facility management care are module de ticketing, de mentenanță corectivă, mentenanță preventivă, module de procurement, de achiziții, la fel și inventarierea echipamentelor dintr-un proiect. Este practic o soluție custom pentru fiecare proiect al nostru din perspectiva facility managementului. Cât de mult ajută? Ajută, din punctul meu de vedere, eficientizează toate procesele, nu doar cele de facility management și implicit munca clientului nostru, da, proprietarului sau property managerului, cu eficientizează aceste procese cu 30-40% minim, eliminând și anumiți timp morți și da, mai multe. Deci digitalizarea asta a venit ca o nevoie mai mult. Este ca o nevoie, ne-am adaptat și noi după trendurile din afară. Suntem 100% paperless, da, cu excepția unor mici chestii care sunt legislative și trebuie să rămână scrise. Funcționăm pe coduri QR și totul se desfășoară mentenanța pe tablete, în echipa tehnică, iar la nivel de management este totul mult mai facil, mult mai intuitiv. Ne poți face o comparație? 1992, atunci când ați înființat compania, și 2023, acum când avem la dispoziție inclusiv platforma? Da, cu siguranță vă pot face o comparație din ce știu eu că s-ar fi întâmplat atunci. Da, acum lucrurile se desfășoară mult mai fluid, mult mai inteligent, să spun așa. Toată treaba se bazează și pe partea asta cu sustenabilitatea. Acum nu mai facem anumite operațiuni fără să le studiem înainte. Implementăm un nou modul, studiem foarte mult înainte, implementăm o nouă gamă de servicii până nu suntem 100% pregătiți, nu ne avântăm cu capul înainte. Cam asta am. Platforma va putea fi folosită și de către alții? Platforma, în momentul de față, nu pot să vă dau mai multe detalii, însă, da, este în plan comercializarea acesteia, dar momentan este utilizată ca un bonus pentru clienții noștri și chiriașii clienților noștri, astfel încât ei au un username, să spun, și în care pot vedea sau crea solicitări către noi, sau pot, clienții noștri pot face, vedea mentenanța preventivă, statusul acesteia, și este o platformă total transparentă în care se vede calitatea serviciilor pe care noi le prestăm. Ne poți enumera câteva dintre cele mai importante proiecte pe care le aveți în desfășurare? Da, cu siguranță unul dintre cei mai importanți clienți ai noștri este Global Earth, care este și un dezvoltator extrem de important la nivel de Europa, Europa de Est și Centrală. Cred că este cel mai mare dezvoltator imobiliar, în special de clădiri de birouri. Lucrăm și cu AFI, cu dezvoltatori mari. Mulți clienți pe care nu am voie să-i enumăr. În clădirea Global Earth Aurcea, în care ne aflăm și acum, oferim servicii de mentenanță tehnică,
este o clădire emblematică în București, o clădire cu 26 de nivele, a doua ca înălțime din România, la 120 de metri înălțime. Este prima clădire, din ce știu eu, din Europa Centrală și de Sud, care a obținut, de tipul ei, care a obținut certificarea LEED Platinum. Este o clădire complexă din punct de vedere tehnic. Este o clădire unde trebuie să ai un personal calificat foarte bine pregătit. Trebuie să spunem că și mentenanța e la fel de complexă. Așa este, și este o clădire în care își are sediul chiar clientul nostru Global Earth. Îmi povesteai puțin mai devreme despre un serviciu de concierge, să spunem. Da, am înființat, începând cu anul trecut, un departament nou care este denumit Tenant Concierge, care vine în ajutorul chiriașilor din clădirile în care noi funcționăm, pe care noi le administrăm, astfel încât le oferim acestora servicii de verificare, servicii tehnice de verificare a instalației electrice, servicii de mentenanță tehnică, servicii de curățenie, de deratizare, dezinfecție, practic orice tip de serviciu pe care noi îl oferim clienților noștri, proprietarilor clădirilor, îl transpunem la o scară mai mică și chiriașilor pentru a veni în ajutorul lor în cazul în care nu au firme cu care colaborează, să spun așa, pe aceste segmente. Cu siguranță avem o cerere destul de mare pe acest segment, întrucât trebuie acum să ne mărim echipa și să facem fața acesteia. Perfect, mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu!